Senatorul PNL, Ion Iordache, a avut o reacție dură în privința situației în care se află complexul energetic Oltenia. Senatorul liberal a transmis o scrisoare deschisă către ministrul energiei Virgil Popescu, prin care îl condamnă de altfel pentru poziția pe care o are în privința colosului energetic. Iordache cere imperativ să se oprească prăduirea complexului energetic Oltenia și cere explicații cu privire la Consiliul de Supraveghere, care nu are în componență niciun specialist din Gorj. Senatorul de Gorj, Ion Iordache, este revoltat pe situația de la CEO și a transmis o scrisoare deschisă către ministrul energiei Virgil Popescu, adunarea generală a acționarilor CEO, Consiliul de Supraveghere al CEO și directoratului Complexului Energetic Oltenia. Ajunge cu prăduirea Complexului Energetic Oltenia. Nu pot accepta nedreptățile. 70 de angajați ai termocentralei turceni vor fi transferați în condiții incerte. Revoltător este că angajații din alte județe își mențin pozițiile în detrimentul gorjenilor. Complexul Energetic Oltenia este al Gorj. Prea mult timp, așa zis, și specialiști din județele învecinate au condus această companie, grăbindu-i sfârșitul. Ajunge. Solicit public explicații din partea tuturor celor care au decis numirea în funcții de conducere a lui Constantin Bălășoiu Doljan, eternul sforar al CEO, al Crămioarei Pințea, bucureșteancă, și a tuturor directorilor din Dolj și Mehedinți. În Gorj avem specialiști care, atât prin cunoștințe, cât și din patriotism, ar fi putut salva compania. În loc să mizăm pe ei, au importat de-a lungul timpului zeci de oportuniști care ne-au adus pe buza prăpastiei. Consiliul de supraveghere al companiei are în prezent 6 membri, niciunul din Gorj. Explicați. Se arată în scrisoarea deschisă a lui Iordache. Senatorul liberal a condamnat și poziția pe care ministrul energiei o are în privința complexului energetic Oltenia. Solicit public explicații și cu privire la restructurarea companiei. Este evident că, artificial, încercați să ne distrugeți, ducând toate fondurile disponibile în alte județe. Gorjenii produc energie de zeci de ani, sacrificând terenuri, familii, sănătate. Merităm respect. Vrem să continuăm să producem energie din orice sursă. Nu în ultimul rând, condamn cu fermitate lipsa de transparență în toate documentele și deciziile care vizează viitorul complexului energetic Oltenia. Un județ întreg, sute de mii de oameni sunt afectați de viitorul acestei companii. Renunțați la tactica asta diversionistă, domnilor. Sunteți obsedați de secrete, memorandumuri secrete, planuri de restructurare secrete, organigramă secretă, consilieri secreți, angajări secrete, creșteri salariale secrete. Toate aceste secrete au determinat o lipsă de încredere totală în echipa de conducere a acestei companii, a mai transmis senatorul liberal Ion Iordache. Senatorul l-a mai întrebat în scrisoarea deschisă pe ministrul energiei și de ce se opune investițiilor propuse de primăria Rovinari.